ziua, bună ziua! Bună ziua, bună ziua! Natalia, și Vitalie. Da, Natalia și Vitalie. Și noi o să... Și Maia. Bună! Așa. Și noi o să scriem, după ce am scris lui Moș Nicolae... Scrisoare. De acum îi scriem Moș Crăciun. Eu m-am și împodobit ca Bradu și pentru că trebuie să fiu Brad în vlogul ăsta, am și părul așa mai țepos. Vezi? Poți să te înțep în părul meu, ia până mâna. Nu? Așa. Ce voiam să spun? Ce cald e de la betea asta. Pe normal. Nati, dar știi care-i faza? Ce? Tu ai zis că Moș Crăciun nu există? Ai glumit? Da. Deci el există, eu am crezut că tu ai dreptate și m-am speriat. Zic, dacă nu există Moș Crăciun, ce mă fac acum? Deci există sau nu există? Există. Dar unde? Unde locuiește Moș Crăciun? La Polul Nord. Și cum vă aduce el cadouri vouă copiilor? Usania, burâin. Hau. Și cum intră în casă noaptea? Bine. Drag Moș Crăciun, vreau să-mi aduci Applejack. Ce e Applejack? Applejack e un pony care are pe mijlocul fundulețului niște trei mere. Apple, primul rând înseamnă măr și dacă îl cheamă Apple, înseamnă că e Applejack. Așa? Și la ce l-ajută merele alea? Este un pony bun sau rău? Nu e bun! Cu copitele lui, da? Uite așa, el se ține așa și dă cu copitele lui tare bun și toate merele cad sus. Wow. Și ele nu cad, merele, dar merele nu cad în sus. Cum să cadă? Nu, bine, atunci ele pur și simplu cad, nu? Bine. Hai să se cerem, nu, să scriem scrisoarea. Da, așa. Drag Moș Crăciun, vreau să ne da, dar nu dragă? Drag Moș Crăciun, că e băiat. Păi, pipil, uite. Dar cum intră în casă, că e ușa, ușa încuiată? Vrei idee? Deci cum intră în casă? Acum eu știu, tu îmi dai ideea. Ce idee îi dau? Crede și stai un pic, tu poți să te duci un pic de aici? De noi suntem... Știm noi cine ești, nu așa? Da, cine? Tu! Păi, Moș Crăciun are cheia noastră, tu ai cheia noastră. Să vă spun cum intră Moș Crăciun. Vreți să zic? Moș Crăciun are cheie la toate casele. Și vine, scoate șumoiagul de chei și caută unde e cheia Nataliei, după care deschide ușa, intră, pune cadoul și pleacă. Se duce la vecini dacă au copii, deschide ușa, pune cadoul și pleacă. Și face așa de 7,5 miliarde de ori. Scrie-mi scrisoarea. Oh, Doamne, s-a desenat în mână. A, te sper. Bun, hai să scriem. E fan pentru vlog, asta, ca să înțeleagă și Moș. Nu știi, poate vrei fan pentru cânta la pian. Am uitat. Dar nu vrei să-i cânti un pic la pian ceva Moșului? Bine, hai că-i cânt. Dar ce vrei să-i cânt? Deci, stai un pic, hai să-i arătăm mai întâi. Moșule, fii atent, aici stai e... Stai că nu-i vede.
Deci cam asta este scrisoarea. Uite, asta. Deci, moșule, Natalia este pregătită să cânte un cântecel foarte la frumos. Pian. La... Și eu știu să cânt la pian, dar nu așa de frumos ca Natalia. Și vrei să-mi spui ce cânti? Sau e surpriză? Când? O să vă cânt Deck the Hall. Ok. Da, știi? Îl sunăm pe Moș Crăciun. Doar un pic, stai. Alo! Bună ziua, Moș Crăciun! Bună seara, dar după voce, dacă nu mă înșel eu, cred că este Natalia Cojocor? De unde ai știut? Păi tocmai ți-am spus, după voce. Ai o voce dragă moșului inconfundabilă. Știi eu ce-mi doresc? Păi, dacă mă uit eu bine aici în globul meu fermecat, în care am adunat și niște scrisorele așa, parcă văd aici un ponei? Da! Un ponei, nu? Da, m-am tot gândit cu Rudolf, știu oare ce... Și cum îl cheamă? Da, normal că e Applejack! Știi că și eu ți-am pregătit o surpriză! Să fie ceva cu lăptic și cu prăjituiele? O să-ți pregătim și asta, dar e altceva! Altceva? Vai, dar ce să fie? Oare nu vine în minte nimic? Oare ce... Tu ai văzut că lui Moș Nicolae i-am pregătit un băț? Un băț? Da! Un băț, că poate e bătrân și nu știu, și n-are baston și am i-a oferit. Măi, dar ce dragos din partea ta să te gândești că poate nu are el un toiană cu care să meargă. Da. Și ție la... Mă mai auzi? Da, te mai aud! Deși asta să... era conexiunea mai slabă la formul. Ești foarte amuzant! Ești foarte amuzant! Păi ai scrie că am fost foarte cu minte! Și că am învățat și la pian? Da, de unde știi? Păi cum să nu știu? Dragă, la doamne, oare ce se întâmplă? Că e un viscul aici la polul nord? Și e viscul la polul nord. Și să știi că eu ți-am pregătit o surpriză și tot un toiag. Un toiag mi-ai pregătit? Da, ca la Moș Nicolae.
E frumos? Cum arată? Cum arată? Păi, este cam toiac simplu. Adică ce ți-am... Zi, o să-ți trimit o poză. O să-ți trimit o poză. Am trimit o poză? Da, da. Păi, mie, de fapt nu-mi trimite, că vreau să fie surpriză, că ai zis că e surpriză. Da, bine. Și Moș Crăciun, să știi că și eu am fost cu minte, dar... Ce o să-i ofer lui tati? Ai fost cu minte, Vitalie? Da, am fost foarte cu minte anul ăsta. Deși... Am fost și eu un pic răsfățat. Eu n-am fost răsfățat. E răsfățat, nu-i așa? Un pic, da, mai face și glume. Da, pentru că... Cine-l răsfață mai tare? El singur pe el. Te așteptăm cu mult drag. Dar știi ce mai îmi doresc? Știi ce mai îmi doresc? Da, îmi dorești mini Ștefani pe vlog? Da! Și... Păi, să vedem cum facem, trebuie să ne gândim, potrivim, nu știu, și cărți. Să vorbim cu niște fani. Și ce mai îmi doresc? Păi, îți mai dorești ceva? Păi da. Cărți! Erau trei lucruri. Cărți! Da. Cărți! Nu, aici la mine scrie cărți, să știi, nu cărni. Cărții! Cărți! Cărți, da! Eu mă uit în vlog, draga mea, Natalia, și scrie cărți. Păi da! Dar scrie cărni? Păi te aduce moșul și niște carne. Cărți, nu carne! Cărți, nu carne! Păi da, dacă vrei! Sigur, ia! Trebuie, apucați-vă toți, veniți de coaie! Veniți de coaie, ne zice Natalia, o poezioară! Fii atent că te pun pe speaker, da? Bine! Acum să te audă și el! Bine, când vine vremea rea, cu primii fulgi de nea, se scutură din nor de sfinte sărbători. Povești cu îngerași pentru copii poznați, povești cu sfinți părinți pentru copii cu minți. Aflați-le acum în prag de Moș Ajun. Da. Să știi că acum mi-au căzut și mie doi dinți măcar și îmi cresc. Că până acum nu mi-a nu s-a mișcat niciun dinte. Și până acum nu s-a mișcat niciun dinte. Așa este, dar bine, ei cad la un moment dat. Avem și un motanel pe aici. Măi, stai de aici. Da, normal. E de jucărie, moșule. Da. Și seamănă chiar ca un adevărat motanel. Pe bune. Și când... Să nu te sperii, moșule. A întrebat dacă are purici. Ei, da, nu are purici. Nu are! Nu are! S-a mai zis un pic din când în când că a fost puricii. Nu! Nu, păi și zic de el de jucărie, dar seamănă foarte mult ca un motan adevărat. Are puricii de jucărie, doamna! Nu! Nu puricii de jucărie! Bine, normal! Este de jucărie, doar că nu are purici! Chiar mă gândeam cine a făcut purici de jucărie, că trebuie să fie așa de micuți. Moșule! Stai un pic! Cum intri? Păi asta este o magie, este un farmec, e secret, nu pot să-ți spun. Dar ar fi tare! Eu la scenă și nu l-aș spune la nimeni. Da, o să știi și dacă știi, nu mai are farmec. Deci dacă e tu îmi spui, nu o să mai este secret și nu o să mai fie magie, da? Nu, își pierde din putere și după aia o să avem o grămadă de probleme, trebuie să
mă duc la marele înțelept de la Polul Nord de aici și să-i cer alt praf magic, e complicat rău de tot. Pot să aud eu fiecare ajutoare a ta? Sau ajutorii? Ajutor vrei să-l auzi? Da! Păi, sunt multe! Sunt mulți! Câți sunt? Mamă, închide! Nu, e greu, nu e. Bate vântul foarte tare și cred că o să mă duc mai târziu. Uh-huh. I-am trimis să împacheteze cadouri. Da, Natalia, să fii cu minte. L-am... de mama și de tata, da? O să asculte, ea e foarte ascultătoare. Bravo. Și la mulți ani, moșule, și Moș Crăciun fericit. Moș Crăciun fericit și vouă. Mulțumim. Noapte bună, moșule. Noapte bună. Wow. Wow. Ce ai zis? Socul. Vino ca și mai zi o dată. So cool! Nu, no, nu! Cârsa Elena! Cârsa Elena, doamna Coca! Doamna Coca! Oana! 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 David, dă-i lui doamna Coca! David, cine e Cârsa Elena? Ce se fie? Ia și ăsta! Cârsa Coca! Mulțumesc! Sergiu, tot Sergiu zic! Marta! Marta! Uite-și așa la Marta! Marta! Uite-și așa la Marta! 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 Gata, e. Arată-mă, Igor. Arată-mă, Igor. Arată-mă, Igor. Ia să vedem. Acum ce vreți? Hai să... Unde mai vezi că am nică? Nu, nu, pune-ne aici. Deschide-ți tot! Hai, Natale, ce mai primit? Măi, Natalia, dar cât de cuminte poți să fii tu ca să primești asta? Ce a fost? Acum nu a așteptat degeaba, Natalia. Dar ia dați-vă unul lângă altul mai aproape ca să vă... Papușa! Meserie! Măcarte, ce fac? Uite ce-i mașina care vreau. Oare ce-i acolo? Wow, pare ceva important! Wow! Gata, Natalia? Sincer vreau să strâng prima pe asta! Sincer asta, da?